Ia, vă rog, atenție că o singură dată vă spun asta. S-a retras Gigi Becali din viața publică. Nu, nu, vă rog, vă rog frumos, nu-l mai luați pe om peste picior. De data asta chiar s-a retras, nu ca toate celelalte dăți, da? Terminați odată. A făcut omul și conferință de presă, e treabă serioasă. Ci că e pregătit în sfârșit să se lepede și de Mihai Viteazu. Trebuie să facem preselecții, ne trebuie alt războinic al luminii. Eu politică nu mai fac nici o dată. Deci în primul rând 5 ani sau 6 ani, depinde calculat, n-am voie să aleg. Aveți interdicție, da, prin lege. Judecătorea. Eu ce am spus acolo, am spus niște lucruri ca să înțeleagă cei ce pot înțelege. Că eu cunosc niște lucruri care se întâmplă în România acum, dar nu mă bag eu, nu fac eu politică, că nu-mi trebuie pușcărie ea. Pușcăria ca pușcăria, dar eu zic că cel mai frică e lui Gigi că dacă ajunge din nou la Bulău, trebuie să o ia iar de la capăt cu scrisul de cărți. Pun pariu că și acum are coșmaruri cu cărți care îl fugăresc să-l mănânce. Și asta chiar te distruge psihic, frate, la închisoare. Scrisul, gânditul, mi se moaie picioarele numai când mă gândesc pe bune. Este adevărat, nu pot să spun mai multe lucruri, vreau să stau liniștit. Vreau să-mi cresc familia și să mărit fetele și să fac nuntă la fete, să-mi cresc nepoți. Dacă o țin cu politica, o să amân nunta la fete, că după aia o să fiu probabil cu pușcărie și o să comentați voi că dacă fetele mele se mărită sau nu se mărită. Și eu vreau să mărit fetele liber, pentru că eu nu vreau să mai fac politică. Acum, mă rog, e frumos, dar le-a întrebat pe fetele alea cineva săracele dacă și ele își doresc să se mărite cu taxul în libertate? Adică, nu știu, vreți să punem din nou filmulețul cu Gigi dansând pe la nunți? Treaba voastră! Cât despre partea cu nu mai fac politică, dacă aș avea un leu pentru fiecare dată când am auzit asta, lumea mi-ar spune Patriarhul Daniel. Totuși, ce o să facă omul Gigi Becali după ce nu o să mai fie Gigi Becali? Eu am spus așa, dacă se va crea vreodată un partid care să împisericească România, bine, pus am spus parabolic, adică să îmbisericească România, ce înseamnă? Să înseamnă să unească comunitățile de oameni, că asta înseamnă îmbisericire. Înseamnă pace între oameni, pace între comunitățile acolo unde sunt ele și pace și unire a tot neamul românesc. E, vezi, Nea Gigi, așa mai avem ce discuta, bre. Un partid care să îmbisericească toată România, să fie așa ca un califat ultra-ortodox, care să unească oamenii și principatele, femeile să poarte batic, bărbații să poarte barbă, să se propovăduiască dragostea normală, iubirea și telemeaua de oaie. Dar cine să fie liderul spiritual, mentorul, simbolul suprem? Eu am vorbit cu preasfințitul Treza de la Sibiu și mi-a spus așa. Și a spus, domnul Becali, îi punem hramul ăsta acum și până anul ăsta, în toamnă, până la Revelion, va fi canonizat Sfântul Arsenie Boca și va purta denumirea de Sfântul Arsenie Boca, această biserică. Mie mi-a spus anul acesta. Bravo, domnul Becali, știam eu că o să vă descurcați până la urmă. Adică în economia asta e tare greu să-ți găsești ceva de făcut, mai ales dacă te retragi din viața publică, așa cum ați făcut dumneavoastră. Dar dumneavoastră, domnule Becali, ați reușit. Da, felicitări. V-ați luptat cu zdrențele și hahalerele și la final v-ați găsit singurul job din lumea asta care vi se potrivește. Perfect!
cel de impresar al lui Arsenie Boca.